Soția lui Albert de Monaco este fostă campioană olimpică la not, dar și prințul e pasionat de acest sport. Chiar și în condiții extreme, Albert a înotat în apele mediterane alături de alți curajoși în cadrul tradiționalei sesiuni de not de Crăciun. Însă apele mediteraneene nu se compară cu cele siberiene, unde sunt în acest moment minus 20 de grade Celsius. Și totuși, și la aceste temperaturi extrem de scăzute, s-a găsit un rus care să demonstreze că rezistă la o mică bălăceală.